Bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit la Actualitatea Românească. În ultimii ani, profesorii, consultanții, dar și oamenii de afaceri au atras atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă structura populației pentru sustenabilitatea economiei. Astfel, la o populație stabilă a României de 20 de milioane de persoane, aproximativ, există doar 3,1 milioane de angajați în sectorul privat, care susțin din taxe și contribuții sociale cheltuielile cu salariile pentru 1,2 milioane de angajați bugetari, dar și cheltuielile sociale pentru cei 8,2 milioane de beneficiari asistați sociali, dintre care cei mai mulți, peste 5 milioane, sunt pensionari. Iar creșterea din ultimii ani a numărului de pensionari, de șomeri și de persoane defavorizate sau cu dizabilități a condus la înființarea unor structuri județene care să gestioneze toate dosarele asistaților. De aceea, în fiecare județ există în prezent direcții de asistență socială și protecția copiilor, agenții județene pentru ocuparea forței de muncă, filiale ale casei de pensie sau agenții județene pentru plăți și inspecție socială. S-a ajuns, dragii mei, că, iată, aceste instituții de tăiat frunze la câini, neproductive, balast pentru societate, să reprezinte cei mai mari angajatori din economia românească. Practic, astăzi, în România, 3,1 milioane de oameni duc în spate 20 de milioane. Este incredibil, este unic în Europa. Dar ce este și mai șocant este altceva. 3,1 milioane lucrează în mediul privat. Dar atenție! Peste 70% din companiile private sunt în faliment mascat. Sunt pe ducă, sunt pe moarte. Sunt supraîndatorate, abia plătesc salariile, abia își duc viața de pas pe mâine și dacă faci o balanță plusuri cu minusuri ale companiilor private, marea majoritate sunt pe minus. Și asta nu pentru că nu vor să plătească taxe și ca să eludeze plata impozitului pe profit. Pur și simplu nu se mai mișcă nimic în economia reală din România. De ce? Din cauza supraimpozitării, a taxării, a mediului legislativ neprietenos, care descurajează afacerile private. Cine supraviețuiește și merge bine? Păi lor, politicienilor, mamelor, fraților, cumnaților și foștilor colegi de facultate ai politicienilor, care au contracte cu statul și care n-au nicio problemă. Au și adaosuri comerciale foarte barosane, au și plățile garantate, că semnează fostul coleg de facultate Dragnea, semnează ordinul de plată, nu are nicio reținere. Acolo, la contractele cu statul, la borduri, la panseluțe, la chestii de genul ăsta, se plătește și se face business cu adaos comercial foarte fain. Ăstea supraviețuiesc. Numai că, atenție, ăștia sunt până în 10%, luând în considerare și pe orizontală ce mai dau ăștia de lucru și la alții, că marea majoritate nu fac ei treaba din contracte. Nu. Ei dau mai departe. Înțelegeți? Muncesc alții proști. Ei sunt doar intermediarul care ia banul, dă la executanți și trimit banii și paga în Seychelles sau în Antile sau în Cayman și așa mai departe. Dar ăștia sunt 10% care trăiesc bine de pe banii veniți de la bugetul statului. Din contracte cu statul. Restul de 90% sunt într-o altă categorie. Acelor ce trebuie să facă cu adevărat business într-o economie sălbatică, într-o junglă, în care cel mai tare învinge și cel mai slab moare. Din ăștia 90% care mai rămân, care fac business cu adevărat capitalist, sunt aproximativ 20% de companii străine care vin în România și ce fac? Fac profituri imense, speculând mâna de lucru foarte ieftină din România. Au și piață de desfacere, că duc înapoi la ei în țările lor din Europa Occidentală și
comparativ, aceeași firmă, de exemplu, care are fabrică în România, dar are fabrică și în Elveția, în România face profit de 3 ori mai mare. De ce? Că în loc să dea 3.000 de euro pe lună salariu, dă 300 de euro pe lună. Asta în cazurile excepționale. Pentru că, iată, chiar astăzi aveam o situație legată de hipermarketuri. Hipermarketurile realizează în România cifră de afaceri de 8-9 miliarde pe an. Marea majoritate a angajaților lor, peste 100 de mii de angajați, au salariu mediu de 900 de lei pe lună, adică minim pe economie. 200 de euro pe lună, în vreme ce media la aceleași hipermarketuri în Germania e 1000 de euro pe lună. De 5 ori mai mare. Când te uiți la profitul lor, zero. Sau aproape de zero. Până în 3% din cifra de afaceri. Ai zice că săracii, bă, ce se chinuie. Merg pe pierderi în România. Cum naiba ori fi mergând pe pierderi? Că au cheltuieli nesemnificative comparativ cu ce au în țările lor. Și totuși. Contracte prin spate, cu offshore-uri și tot profitul se redirecționează în țări unde nu e impozitat și unde banii se transformă în bani negri și banii negri în droguri și drogurile vin înapoi în România și iară se înmulțește cu 3 profitul și uite așa. Și după aia ne mirăm că nu sunt bani la buget. De aia nu sunt bani la buget. Ei bine, ăștia sunt cam 20% companii străine care fac super business în România, care se folosesc de mână de lucru ieftină și au piață de desfacere în Occident. Și rămân încă 70% companii românești, diferența, după ce scădem din 100%, 10% pe cei care sug de la bugetul statului, pe cei 20% companii străine care fac profituri imense, dar care nu se regăsesc în niciun fel în taxe și impozite către bugetul statului din România, și rămân 70% de fraieri, de românași care se chinuie să facă afaceri cinstite în România, să câștige un ban, să-și întrețină familiile și care trebuie să ducă în spate, iată, 70% din 3 milioane, deci 2 milioane din 3, sunt românași care se chinuie cu un chioșc, cu un magazin de faianță și gresie, cu un magazin de nu știu ce, cu o fabricuță de confecții metalice, cu o fabricuță de brânzeturi și așa mai departe. Ei, ăștia, 2 milioane de oameni, duc în spate restul de 18 milioane. Că să nu vă închipuiți că poate să supraviețuiască un om cu salariul de la hipermarket de 900 de lei pe lună. Pe ăla mai are și copii, și nevastă, și cum să supraviețuiască cu 900 de lei? Ei bine, s-a ajuns în situația asta de ce? Pentru că, atenție, aici nu mai apar cei 3-4 milioane de români care au trebuit să plece în străinătate să muncească ca să aibă bani să trăiască. Păi ăia nu mai apar în socoteala asta. Dar, atenție, din 8,2 milioane de beneficiari asistați social, deci care n-au de lucru și care sunt în putere, 5 milioane sunt pensionari, dar rămân 3,2 milioane. Deci exact câți angajați în mediul privat, tot atâția oameni în putere care nu beneficiază de nimic. N-au nici salariu, n-au servici, nu mai au nici șomaj. 3 milioane de oameni. Dacă s-ar întoarce și aia 4 care lucră în străinătate ca sclavi, ar fi 7 milioane de români plus familiile lor care nu au din ce trăi, care trag mâța de coadă de pas pe mâine, care sunt sub pragul sărăciei. De ce s-a ajuns aici? S-a ajuns aici pentru că ne-a desființat clasa politică și femeiul și păpușarii, ne-au desființat fabricile, uzinele, economia românească. Nu mai există economie românească. Nu mai există industrie, în curând nu o să mai existe agricultură românească, nu mai există nimic. Noi mai facem bani ceva din turism, din chestiile astea cu închirieri de pensiuni și din fetițe. Din asta mai facem noi bani. Din asta face românul bani. Își trimit copiii să se prostitueze pe marginea drumului,
Își trimit nevestele că citesc prin mass media și mă crucesc. Mă crucesc. Măritată cu copii acasă, se duce la serviciu, așa știe bărbatul. Și ea, de fapt, săraca, se duce să se prostitueze, să aducă un ban în casă să aibă din ce trăi. Ce drame se petrec în țara asta. Și pe Ponta îl vezi în campanie electorală cu gura până la urechi, zâmbind fericit. Zici că e extraterestru cu moaca lui de aia chinezească. Zici că, mamă, ce fericire e în România, votați-mă. Ui, ce fericit sunt eu, Pontică. Așa e. Ei trăiesc bine, dragilor. Lor li se rupe în 14. Că 2 milioane de români se chinuie să ducă în spate 20. N-au nicio grijă ei. Ei vin acum și vă pupă pe căpățână să-i votați. Ca să le mai băgați ceva, Lozan, în buzunare. Mai crească contul un pic, că ar vrea și un iaht și nu sunt bani și mai trebuie și pentru zile negre, că cine știe când vine meritocrația și se termină cu politica și cu partidele și cu politicienii. Și trebuie să aibă și ei de zile negre, că na. Până la urmă, poate s-o sătura poporul ăsta să fie jefuit, umilit, batjocorit și alege meritocrația și scăpăm de ei. Dar ei trebuie să strângă până atunci, nu? Trebuie să aibă și pentru zile negre și pentru copii și pentru nepoți și pentru strănepoți să lase ceva în urmă. Înțelege? Atunci vine în campanie electorală, vă dă și vouă. Să nu credeți că toți banii care îi fac ei din șpăci și contracte oneroase cu bugetul statului, să nu credeți că toți banii se duc în insule, în offshore-uri. Nu! O parte, e ca bugetul la companiile private, știți? O parte, un 2, 3, 5% se reinvestește pentru reclamă, adică pentru găleți, fulare, calendare, ca să cumpere maimuțoi. Înțelegeți? Ca să le dea la maimuțoi, ca să-i voteze. Da? Ce ușor e de cumpărat. Arunci o banană maimuțoiului și maimuța face orice. Face giumbușlucuri, tumbe, sare în cap, își rupe o mână, își mănâncă un picior, dar a primit o banană gratis. Te pui cu maimuțoiul? Da. Și nici nu par maimuțoi prea supărați pe situație. Nu, când le spune, când vine unul și zice, bă, hai să ne unim. Hai noi toți maimuțoi să ne unim și să terminăm odată cu ăștia care ne batjocoresc. Să ducem o viață liberă și demnă. Să ne creștem copiii, nu în bogăție, în demnitate. No, fiecare e cu ale lui, cu popcornul lui, cu palincuța lui și peste 2-3 zile cu micii, grătare, o beție cruntă, face pișul pe el, îl adună nevasta de pe jos, îl duce cu chiu cu vai acasă, când se trezește îi trage și o mamă de bătaie bună lui nevastă sa, că nu înțelege cum a ajuns el în pat, că el adormise pe ierbișoară acolo, în poieniță, și gata. Toată lumea fericită. Asta este România noastră și nu mă voi lăsa până nu o voi schimba. Nu mă voi lăsa până nu vă voi trezi și până nu vă voi convinge pe voi cei sloboți la minte care vă uitați la această emisiune să-i treziți și pe alții. Pentru că eu, e paradoxal, nu pe voi cei ce mă priviți am treabă, am ciudă. Pentru că voi sunteți singurii care sunteți sloboți la minte. Eu pe voi vă chem, vă cer de aliați ca să-i trezim pe ăilalți, pe maimuțoii care dorm, care nici nu știu pe ce planetă trăiesc. Trebuie să-i trezim, să formăm un grup puternic, unit. Pentru că altfel țara asta se va prăpădi. Când vor ajunge, și nu mai mult până acolo, vor ajunge și companiile alea românești care abia își trag astăzi sufletul, să-și dea duhul, cine va mai susține țara asta? Vă spun eu ce se va întâmpla. Se va îngloda în datorii și mai tare, că nu e greu, că femeiul abia așteaptă să ne dea bani. Abia așteaptă femeiul să-i dea bani lui Ponta. Da, să ajute cu dobândă mică. Dar cine-ți dă credit, cine-ți dă împrumut, ajunge de te subjugă. Dacă vrei să înlănțui, să faci sclav pe cineva, dă-i bani cu împrumut.
și l-ai făcut sclav. Pe asta se bazează păpușarii prin instrumentul femeii. Întâi îți distruge economia, te face să ceri bani cu un împrumut, după care te face sclav. Că asta ești. Când datorezi bani cuiva și nu poți să plătești, ești sclavul lui. Cu acte în regulă. Nu trebuie să ne ascundem după deget. E foarte simplă tactica, strategia lor de a lua țările în stăpânire. Uitați-vă la Grecia. O țară adusă în sclavie. O țară batjocorită, fac ce vor cu ea. Îi cer orice. Trebuie să îndeplinească. N-are încotro Grecia. De ce? Pentru că a fost îngenunchiată, dar atenție, nu păpușarii și nu femeiul de vină. Nu-i de vină cine cere. De vină ești tu că în prostia ta sau în trădarea ta, în ticăloșia ta, conducător al acelei țări, ți-ai trădat interesele țării, ai distrus economia, ai îndatorat-o, ai îngropat-o în datorii și acum ai făcut o colonie. Tu, conducătorul care ți-ai trădat țara, tu ești de vină, nu păpușarul sau femeiul care au cerut-o. Că uite, ei poate să ceară și Germaniei, că iau una peste bot. Poate să ceară și Rusiei. Au încercat cu Rusia, păpușarii și femeiul. Cât pace erau să reușească? Dacă nu apărea acest Putin providențial pentru Rusia, Rusia era astăzi cea mai mare colonie din lume. Putin i-a salvat. Și acum de-aia supărați păpușarii. De-aia sunt supărat și impresoară ca într-un clește. Nu că ar vrea ei, păpușarii, să-i facă ceva lui Putin. Nu, problema lor e alta. Trebuie luată, jefuită Rusia. Trebuie pus mâna pe Rusia. Dar cum? Prin niște conducători maleabili, flexibili, care să înțeleagă cât de bine e pentru Rusia să-și privatizeze exploatările de gaz, de petrol, de minereuri, distribuția de gaz, de curent electric și așa mai departe. Să le privatizeze. Ca să nu mai câștige bani statul din ele, să nu mai intre bani la buget din astea, ci să intre banii în buzunarele păpușarilor, iar bugetul secătuit să nu mai facă față cheltuielilor bugetare. Cu pensii, cu salarii la ăștia care sunt cu asistență socială și atunci trebuie să se împrumute noi conducători flexibili. Se împrumută de la femei și plătesc pensii și salarii la non-productivi și iată cum ajunge și Rusia la mâna femei și a păpușarilor. Asta este tactica peste tot, e simplă de tot, nu este nicio filozofie. Problema este că noi trebuie să salvăm România. Și România nu poate fi salvată în condițiile în care nu schimbăm sistemul. Ca să schimbăm sistemul, trebuie să reconstruim industria românească, să dăm de lucru în primul rând din 3 milioane de oameni care muncesc pentru reconstrucția acestei țări, trebuie să facem 10 milioane. Trebuie să dăm de muncă la cei 3 milioane care azi nu au de lucru și la cei 4 milioane care astăzi sunt sclavi pe plantații în restul Europei. Dacă aduci lângă cei 3 milioane actuali încă 7 milioane, poți să reconstruiești țara asta. Poți să ajungi la cifrele de pe vremea lui Ceaușescu, de oameni angajați care muncesc la reclădirea acestei țări. Aveți zice, cum dai de muncă la 7 milioane de oameni? Foarte simplu. E foarte simplu. Dacă vom exploata noi, pentru noi, gazul metan, dacă vom exploata noi, pentru noi, minereurile de la Roșia Montană și de peste tot, dacă banii aceia vor intra la buget, bugetul va fi excedentar. Vom avea foarte mulți bani la buget. Și cu banii aia statul va putea să reconstruiască industrie grea, industrie extractivă, industrie siderurgică, industrie auto, industrie navală și toate astea. E, toate fabricile astea vor necesita angajați. Nu numai că se va dezvolta țara pe verticală, dar și pe orizontală, pentru că aceste fabrici uriașe vor trebui susținute.
de alte companii private care vor prospera pe lângă acești coloși de stat. Atenție! Când nivelul de trai al populației va crește, acumulările de bani, intrările de bani în societate vor fi foarte mari, pentru că această producție mare, industrială, se va transforma în valori adăugate mari, atunci oamenii vor avea bani nu doar ca să trăiască de pe azi pe mâine, pentru că vor avea salarii mari, vor avea venituri, dar vor avea și economii. Cu economiile vor putea cumpăra acțiuni la fabricile mari de stat. În felul acesta, încet, încet, se va produce o privatizare corectă, reală a industriei românești, ce trebuia să se facă în 90, astfel încât românii, în marea lor majoritate, să devină acționari la aceste mari societăți industriale. Atunci vom avea o economie sănătoasă, cu capital de stat și privat, mixt. Dar nu prin jaf, cum s-a făcut privatizarea la noi în anii 90 sub Petre Roman și Ion Iliescu. Prin jaf și prin fier vechi. Că așa ne-a învățat Petre Roman. Petre Roman care nu făcea altceva decât să facă pe plac femeiului care cerea darea la fier vechi, lichidarea industriei românești. Păi da, dacă nu lichida industria, nu mai erau nevoie de credite, nu? România era prosperă. Ați văzut că România cu industria aia a plătit 15 miliarde credite în 5 ani. Era o industrie care producea plus valoare, care producea excedent bugetar. Nu plăcea femeiul asta. De aia l-au și lichidat pe Ceaușescu. Nu era interesant. Ceaușescu nu vrea să aibă datorii, adică nu vrea să stea sub papucul păpușarilor. Eu nu zic că e rău că l-au lichidat. Nu zic că e rău că au terminat cu Ceaușescu, că nu se mai putea trăi. Dar cred că trebuie să găsim un nou sistem, o nouă societate românească în care să luăm ce era bun în socialism, să luăm ce e bun în capitalism și să facem un mix combinând avantajele celor două sisteme, creând un nou sistem, dar în care să nu aibă nicio treabă cu conducerea țării, gangsterii cu gulere albe, păpușarii, marionetele lor, politicienii români, și să facem o democrație reală în România, participativă. Există mijloace tehnologice astăzi, fără nicio problemă, ca românii să fie convocați de două ori pe an la referendum și să voteze la referendum în problemele majore ale societății românești. Fără să mai avem noi gangsterii ăștia de prin Parlament și de prin Minister și de prin toate instituțiile astea care căpușează azi societatea românească. Pentru 1 mai am să vă pregătesc o emisiune surpriză. O emisiune extraordinară care vă va dovedi matematic cum stă treaba din punct de vedere economic în democrația aceasta, în capitalismul ăsta neoliberal sălbatic și comparația cu economia meritocrată pe care o propun eu prin doctrina din carte din meritocratism. Veți vedea matematic demonstrat cu cifre unde suntem și unde vom fi aplicând meritocrația în societatea românească. Cum trăim și cum vom putea trăi? În foarte scurt timp. Eu nu vă promit luna de pe cer pentru peste 100 de ani. Eu vă promit un singur lucru. Demnitate. În scurt timp. În 5 ani. Vă promit un singur lucru. Că toți românii care vor fi apți de muncă vor avea un loc de muncă. Și nu vor mai fi sclavi și România nu va mai fi o colonie. Și nu vă promit că o să aveți toți Ferrari și iahturi. Vă promit doar că o să vă puteți crește în demnitate și decență copiii fără să vă fie rușine că trăiți pe acest pământ. E tot ce vă promit. Este visul meu. Schimbarea sistemului. Cei ce spun că e utopie sunt niște ticăloși. Utopie nu poate fi ceva ce este în armonie cu legile naturii și ale lui Dumnezeu.
Ceea ce propun eu ca țara să fie condusă de oameni ei cei mai deștepți și mai buni este firesc. Nefiresc, anormal e ce se întâmplă astăzi când țara e condusă de niște gangsteri incompetenți, incapabili, lipsiți de profesionalism în ceea ce ține de managementul unei țări. Asta este, ce se întâmplă astăzi este utopie. Asta este în neregulă. Asta ar trebui să fie anormal și nefiresc. Iar ca țara să fie condusă de oamenii ei cei mai pregătiți, de manageri profesioniști de înaltă moralitate, asta ar trebui să fie firesc. Asta e firescul. Cum să fie utopie ceva ce este în armonie cu natura și cu legile lui Dumnezeu? Că e foarte greu de schimbat. E foarte greu să-i dai la o parte pe bandiți. E adevărat. E nevoie de un efort mare ca binele să învingă răul. Și acest război nu poate fi câștigat decât prin unirea tuturor forțelor binelui împotriva forțelor răului care sunt unite sub steagul politicii și a sistemului ticăloșit. Ei sunt uniți, reprezentanții răului, în partide, în guvern, parlament, acționează împreună și ne domină pe noi ăștia buni dezbinați. Ca să-i putem învinge, trebuie să ne unim și nu o putem face decât sub umbrela mișcării meritocrate. Nu există, nu ca aș vrea eu. Eu m-aș bucura să apară mâine o altă forță care să facă această unire și să ducă România pe un drum bun, fără ca eu să mai fiu implicat. Doamne, ce m-aș bucura să mi se ia această povară de pe umeri. Să vină cineva să zică, domne, nu-i mai zice mișcarea meritocrată, îi zice mișcarea cetățenească și o conduc eu. Și eu aș fi cel mai fericit să se întâmple asta, să scap eu de povara asta, de munca asta, de Sisif. Dar din păcate, nu apare un român din ăsta, un Ștefan cel Mare, un Mircea cel Bătrân, un Vlad Țepeș. Nu apare. Eu nu sunt nici Mircea cel Bătrân, nici Vlad Țepeș, nici Ștefan cel Mare. N-am nici Paloș și se pare că n-am nici carisma necesară să vă conving pe voi românii să veniți sub standardul meu să învingem forțele răului. N-am eu carismă, se pare că nu sunt Petre Roman, poate că n-am cravata potrivită, poate n-am un plover de la pe gât. Cine știe ce îmi lipsește? Ceva îmi lipsește, e clar, și nu e nicio problemă, mă dau la o parte, dar să vină unul capabil să ducă mai departe lupta asta a binelui împotriva răului. Veniți, fraților, și spuneți-mi, uite, domnul primo, știm noi unul care poate să o facă mai bine ca tine. Și eu imediat îi fac loc și mă bucur că am scăpat de această povară. Numai oameni buni. Nu contează cine conduce lupta asta. Important este să ne unim și să pornim lupta împotriva forțelor răului. Apropo de forțele răului, să trec la punctul 2 al emisiunii de azi. Aflat luni în fața instanței pentru contopirea pedepselor în dosarele Zambaccean și trofeul calității, Adrian Năstase a spus că s-a gândit să renunțe la cetățenia română. Interdicția ocupării oricărei funcții publice timp de 5 ani echivalează, spune fostul premier, cu o moarte civilă, nemai având ce să facă pentru statul român. Mare tupeu, multă nesimțire. I-au zis, fraților, nu vă podidește plânsul că Adrian Năstase vrea să renunțe la cetățenia română, că vrea să vă părăsească acest luminat conducător al României, acest mare erou, acest adevărat Ștefan al epocii moderne. Nu vă podidesc lacrimile că acest bandit, acest gangster cu gulere albe, auziți, vrea să ne părăsească. A ce se face România fără el? Dar ce s-ar fi făcut România dacă el n-ar fi făcut cadou petrol în valoare de 5 miliarde de euro austriecilor, păpușarilor? Ce s-ar fi făcut România fără să facă cadou petrolul altora? Dar ce s-ar fi făcut România fără contractul cu Bechtel? Așa, cadou de la senior Năstase, din moștenirea lăsată de Tasu, $1 miliard pentru Bechtel. Ați zice pentru America, dar nu e America.
că banii n-au intrat în bugetul statului american, ci în buzunarele unora care sunt mai de pe aici, mai de prin zona noastră. Nu sunt, n-au treabă cu America decât așa că dă bine să-și facă ei acolo păpușarii centru mondial. Dar ce ne-am fi făcut dacă Sidex-ul n-ar fi fost dat cadou indianului? Dacă Sidex-ul rămânea în României, pe ce ne pricepeam noi să radem din temelie 3/4 din Sidex? Să distrugem toată siderurgia românească? Dacă nu ne ajuta Adrian Năstase? Din Sidex astăzi mai este 1/4 cât era. Restul a reușit indianul să o lichideze. Noi românii n-am fi fost în stare. Nu, niciodată. Dar Adrian Năstase a venit o idee genială. Bă, fii atent că indianul se pricepe la dărâma furnale. Ia să-i dăm lui cadou. Ci că nu era bun Sidex-ul. Nu era bun la noi. Știți de ce nu era bun? Ci că era căpușat de politicieni. Deci dacă este o fabrică mare românească, motorul industriei românești, Sidex-ul, dacă era super căpușat de politicieni, soluția găsită de Năstase a fost nu să lichideze căpușele, nu să dea pe ei cu din ăsta, cu antiploșnițe. Nu. Soluția a fost... Deci, știți, e ca atunci când ai un cal, cum e la reclama la Nașu, ai un cal și e plin de căpușe. Nu o să zic eu numele produsului cu care îl dă pe cal, că iau amendă, că e amendă de la cine și dacă și aștia mă pândesc. Și dacă spui numele unui produs, dar nu zic. Deci, ai calul, e plin de căpușe și ce soluție a găsit Năstase? Nu să dea pe el cu soluție de stârpi căpușele. Nu! Soluția a fost să dea calul cadou altuia. Care ce a făcut? I-a rupt picioarele. I-a rupt 3 picioare și l-a lăsat într-unul. Calul tău. Calul tău, române. Al tău, a telespectatorului. Ți-ai pus un conducător care așa a considerat că trebuie să scape de căpușe. Nu să scape de căpușe, că de căpușe n-am scăpat. Că indianul a luat calul plin de căpușe. A dat jos căpușele de pe el, dar căpușele ni le-a dat înapoi nouă românilor. Se ocupă cu altele acum, cu borduri, cu panseluțe, cu contracte, de fel de fel. Căpușele ne-au rămas. Calul nu-l mai avem. Dar săracul calul și el e terminat, e pe moarte, că i-a rupt indianul 3 din 4 picioare. Ăsta e Adrian Năstase, care e supărat tare de felul în care a fost el recompensat pentru marile servicii aduse României. Asta e recunoștința românilor. După ce el s-a chinuit să distrugă industria românească, după ce s-a chinuit să dea gazul și petrolul românesc cadou, l-ați băgat în pușcărie 9 luni de zile și acum i-ați mai dat încă câteva luni. E așa ceva, este inadmisibil. Câte ingratitudine, câte lipse de recunoștință. Păi omul nu mai vrea să vadă, să audă de România și de limba română. Omul vrea să renunțe la cetățenia română, ingraților. Așa vă va pedepsi Adrian Năstase. Dar atenție, că s-ar putea ca până iese el din pușcărie pentru fleacurile astea, cum a intrat Al Capone, pentru infracțiuni financiare, nu? Nu pentru zeci de sute de crime. Nu. Și Al Capone a intrat la pușcărie pentru infracțiuni financiare, pentru evaziune fiscală. Dar s-ar putea ca și Adrian Năstase, care acum e la pușcărie pentru nimicuri, pentru flecuștețe, la care... De ce a fost prins el cu astea? Că nici nu s-a gândit el vreodată că la ce mari tunuri a dat... O să-l ia cineva la puricat pentru nimicurile astea. Că el tunurile mari și le-a acoperit din punct de vedere legal, nu? A trimis în Parlament, la servitorii din Parlament, la subordonații lui, la marionetele lui din Parlament să voteze cadou către OMV. N-a semnat el. El i-a acoperit. Dar vine Constituția meritocrată, poate într-un an, doi. Și până să renunțe el la cetățenia română, s-ar putea să fie judecat și pentru trădare de țară.
pentru OMV, pentru Bechtel, pentru... Că acolo, în fața unor jurați, în fața unui tribunal corect, care judecă nu doar faptele și șmecherile avocățești, ci judecă și altfel lucrurile. Să nu țină că tu te-ai spălat pe mâini prin Parlament. Și s-ar putea, domnule Năstase, să nu poți să mai renunți la cetățenia niciodată, cetățenia română. Că pentru trădare de țară, care este principala dumneavoastră crimă împotriva poporului român, s-ar putea să se aplice noua legislație, viitorul cod penal meritocrat. Și tare mi-e că nu o să mai puteți scăpa de cetățenia română. Dumneavoastră, domnule Năstase, înainte de a vă gândi să renunțați la cetățenia română, trebuie să vă rugați din greu, să-l rugați pe pupilul dumneavoastră Ponta să facă tot posibilul ca nu cumva vreodată să se instaureze meritocrația în România. Că atunci o să aveți de plătit și nu numai dumneavoastră. Nu o să mai poată renunța la cetățenia română încă mulți, mulți politicieni care au dus România la dezastru de astăzi. Eu n-am nicio treabă. Eu nu sunt Vlad Țepeș, nu sunt Ștefan Cerman. Dar legea aia adevărată, corectă, fără chichițe avocățești, se va aplica atunci când se va instaura meritocrația. Degeaba o să răzbată prin toți sporii că voi, politicienii, voi, Năstase, Udrea și așa mai departe, nu mai dau nume, v-ați spălat pe mâini, punând pe alții, obligând pe alții, pe niște marionete, să semneze în locul vostru. Nu o să mai țină. Pentru că autorul moral veți fi voi. Asta este ca atunci când se produce o crimă la comandă. Păi dacă eu am vrut să-l omor pe un altul, pe Vasile, și pentru că zboga nu l-am omorât eu direct, ci l-am plătit pe un prostovan, pe Gheorghe, și Gheorghe nici nu știa pe cine omoară, dar a omorât, că i-am dat eu 100.000 de euro ca să-și cumpere casă. Atunci autorul real al crimei sunt eu, nu Gheorghe. Gheorghe e doar un idiot care nu are minte, care e prost și ăla face pușcărie. Da, da, adevăratul criminal moral sunt eu. E cam așa e și la ceea ce au făcut toți conducătorii României care și-au delegat atribuțiile și au pus pe alții să semneze în locul lor distrugerea economiei românești. Și vor plăti. Vor plăti prin justiție. Și vor plăti conform legii. Fără ură, fără răzbunare, fără răutate. N-am niciun fel de dorință, de răutate, de ură, de răzbunare împotriva politicienilor actuali sau a celor ce au distrus România. Am o mare dorință însă de dreptate. Trebuie făcut dreptate. Și nu dreptate cum au făcut ei ticăloșii, care s-au apucat să judece ce au făcut torționarii în pușcările comuniste la 25 de ani după Revoluție. N-au putut sub Iliescu, că Iliescu i-a protejat. Iliescu n-a vrut așa ceva. Și că fără răzbunare, fără ură. Și uite așa au scăpat 99% dintre torționarii epocii comuniste. Că i-a protejat Iliescu. Și că din cauza că n-a vrut ură și răzbunare, el de fapt și-a protejat foștii colegi. I-a salvat. Păi 90. Trebuiau judecați toți. Și nu din ură sau răzbunare, ci din dreptate. Pentru că nu se poate clădi o societate umanistă, dreaptă, o societate modernă, civilizată, pe nedreptate, pe crime nejudecate. Nu putem să reconstruim o Românie prosperă, mare, pe acest cadavru al unei Românii distruse, ucise de către gangsterii politici. Doar după ce facem dreptate. Doar după ce aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat în acești 25 de ani de coabitare a marionetelor politice românești cu păpușarii mondiali. Și doar după ce
Va ști poporul acesta adevărul adevărat, dovedit, în proces, în tribunale, care au fost mecanismele distrugerii României, atunci vom putea să clădim România altfel. Dacă nu vom avea revelația aceasta, aflării adevărului, va fi ca pentru un pacient, ca pentru un bolnav, ce nu știe de ce boală suferă. Și dacă nu știe de ce boală suferă, nu se poate trata. Noi trebuie să dovedim, să aflăm boala de care a suferit România 25 de ani și să administrăm medicamentul potrivit ca așa ceva să nu se mai întâmple. Pentru asta, oameni ca Adrian Năstase trebuie să fie judecați în mod corect pentru marile lor acte de trădare națională. Și nu pentru trofeul calității și alte minuni. Ați văzut cum a scos fiul său 700.000 de euro în 24 de ore. Săracul Adrian Năstase, care toată viața lui a fost bugetar, a trăit din salariul de lefegiu, a scos fiul său 700.000 de euro, un, doi, ca să plătească ca tătucul să nu mai ia un plus de pușcărie. 700.000 de euro de spăgubirile din trofeul calității. El zice că era nevinovat, el n-a pus mâna pe niciun ban. Dar banii avea. Înțelegeți? Interesant. Dar nimeni nu s-a apucat să-l întrebe pe fiul său: bă, dar de unde ai scos banii ăștia? De unde aveți voi banii ăștia? De unde ați avut voi banii de Zambaccean, de toate proprietățile alea, prin intermediar, prin suror, prin toate alea? De unde aveți voi banii ăștia? Nu interesează pe nimeni. Nu, că ci că așa este în democrația asta capitalistă neoliberală. Poți să furi oricât. Că e făcută de ei, de politicieni, legea. Poți să furi oricât. Hoțul neprins, negustor, cinstit. I-au zis fraților. Deci dacă nu l-ai prins când a furat, când a luat șpaga, nu se mai pune după aia. Ce dacă eu am avut toată viața salariu 2000 de lei pe lună și am avere de 20 de milioane de euro? Poți să dovedești că am furat? Nu. Atunci, I'm sorry. Așa am făcut legea, că dacă nu poți să dovedești că i-am furat și nu m-ai prins când am pus mâna, dar și dacă îl prinzi când a luat banul, degeaba îl prinzi, că zice mi-a dat înapoi un împrumut. Păi m-ai prins când am pus mâna pe bani, dar nu-i corupție. Îi dădusem eu împrumut acum 5 ani și acum mi-a dat înapoi. Na, și a scăpat și de aia. Că așa e făcută legea, că e făcută de ei, ca să poată să facă averi și dacă îl prinzi să nu poți să-l înfunzi. Și de întreba de unde are banii? Nu, niciodată. Așa se întâmplă când gangsterii fac legi pentru gangsteri ca să se salveze, ca să se protejeze. Păi da, dar în viitoarea societate meritocrată va trebui să dovedești. Poți să ai orice avere. Poți să ai 100 de milioane de euro avere. Dar tată, trebuie să dovedești cum i-ai făcut. Ce e nedrept în asta? Ce e imoral în asta? Ce e anormal ca dacă ai o avere să dovedești că averea aia o ai pentru că ai făcut-o cinstit plătind impozite? Și atunci n-ai treabă cu nimeni. Dar de ce au dat ei o lege prin care să nu fie așa ceva? Păi de aia au dat ei așa o lege. Că ei 99% dintre politicieni au averi pe care nu le pot justifica. Înțelegeți? Ei se simt toți cu musca pe căciulă, că sunt niște infractori și niște bandiți și niște hoți. Și dacă nu pot să justifice, trebuie să dea o lege ca să nici nu fie nevoie. Și uite așa cu Adrian Năstase. Dar voi trece la o altă temă dureroasă a acestor zile, care arată ticăloșia sistemului actual. Știți că acum câteva zile a dispărut o fetiță de acasă în Giurgiu. O fetiță de 3 ani. Fetița de 3 ani din Giurgiu, dispărută de acasă și găsită moartă sâmbătă, a decedat ca urmare a asfixiei mecanice, au stabilit legiștii, iar anchetatorii fac verificări pentru a stabili dacă principalul suspect arestat pentru viol și omor are legătură cu dispariția unei alte fetițe în 2011. Potrivit reprezentanților parchetului Tribunalului Giurgiu, necropsia făcută în cazul fetiței de 3 ani din municipiul Giurgiu, dispărută de acasă săptămâna trecută și găsită moartă după 2 zile, arată că decesul a fost cauzat prin asfixiere. A strâns-o de gât nenorocitul după ce a violat-o. Pe de altă parte,
Procurorii parchetului Tribunalului Giurgiu fac verificări pentru a stabili dacă bărbatul de 49 de ani, arestat preventiv în acest caz sub acuzații de lipsire de libertate în mod ilegal, viol și omor, are legătură cu dispariția în 2011 a unei fetițe de 9 ani care locuia în același cartier din Giurgiu. Fetița de 9 ani dispărută în 2011 nu a fost găsită niciodată. Dragii mei, este un subiect foarte sensibil ăsta. Al pedepsei cu moartea, pe care am stipulat-o în Constituția meritocrată și la care țin foarte mult tocmai din acest caz. Din această cauză, pentru că astfel de cazuri apar aproape lunar. Am avut nenumărate discuții chiar și cu prietenul Radu Moraru pe tema acestui punct. Am discutat cu Radu Moraru chiar și acum 2 zile, duminică, el spunându-mi, da, sunt de acord cu toate punctele din programul Meritocrația, mai puțin unul, pedeapsa cu moartea. Dragii mei, va fi o temă foarte grea. Voi avea foarte mult de luptat și nu numai cu Radu Moraru, ci cu mulți oameni din această țară pentru a convinge de necesitatea acestei legi. Pedeapsa cu moartea pentru crime deosebit de grave și pentru unaltă trădare de țară. Vreau să vă spun atât. Puneți-vă în locul părinților acestei fetițe, care știu că fetița lor de 3 anișori a fost răpită de o bestie. Gândiți-vă deja prin ce chinuri a trecut fetița aia fiind răpită de acea bestie. După ce a fost răpită, a fost dusă pe un câmp și violată, fetiță de 3 ani. Gândiți-vă prin ce a trecut acea fetiță. După ce a fost violată, n-a fost de ajuns. A fost strânsă de gât, ucisă prin asfixiere, cea mai cruntă moarte. Încercați doar atât, să vă țineți respirația câteva secunde. Imaginați-vă ce înseamnă să mori prin asfixiere, să nu mai poți respira. Cum e să mori simțind că ai vrea să respiri și nu poți? Și vine după aia câte unul la mine și îmi spune că trebuie să fim umani cu astfel de bestii? Că nu trebuie... Atenție! Eu nu cer pedeapsa cu moartea prin injecție letală. Eu pentru ăsta cer prin tragere pe roată, prin rug, prin tragere în țeapă. Atenție, eu nu vreau pentru ăsta pedeapsă cu injecție letală. Și nu numai că cer o astfel de pedeapsă pentru o astfel de bestie. Vreau să fie televizat în direct, la televizor, la oră de maximă audiență, atunci când îi mai dă vreunui nenorocit, vreunui animal prin cap, să facă așa ceva unui copil, să știe ce l-așteaptă, să vadă. Veți zice, bine, dar n-ai dreptul să omori. Tu, societatea, n-ai dreptul să te aperi împotriva lor prin a-l ucide, dar el are voie să-ți omoare copilul. Tu nu ești Dumnezeu, tu, societatea, să-l judeci și să-l condamn la moarte, dar el, bestia umană, e Dumnezeu. El are dreptul să-ți omoare copilul. Dragii mei, eu nu vreau ca el să moară din răzbunare. Dar gândiți-vă, dacă un astfel de ticălos, de animal, este tras în țeapă la ora 7 după masa, la televizor, în direct, alte bestii ca el, care se uită la televizor și care plănuiau să facă același lucru cu fetița vecinului, mai fac? Dacă numai o fetiță de 3 ani scapă de la acest supliciu pentru că o bestie din vecini s-a înspăimântat de ce a văzut la televizor condamnarea la moarte a fratelui lui. Dacă numai o fetiță scapă ucigând această bestie, gândiți-vă cât de mult a câștigat societatea. Una, că a scăpat de o bestie, de un animal, și doi, că a scăpat de la moarte numai un suflet nevinovat și deja e fantastic de mult. Eu nu vreau din cruzime ca aceste bestii să fie condamnate la moarte. Vreau
pentru ca făcând acest lucru să protejăm și să evităm ca alți copii să mai aibă de suferit, alte suflete nevinovate să mai fie puse în astfel de situații. Sigur că da, este o măsură extremă. Dar e o măsură extremă violentă prin care salvezi alte vieți nevinovate și este o violență mică față de alte violențe mari care s-ar naște prin nepedepsirea cu moartea a acestor animale. În viață, de cele mai multe ori ai de ales între două rele. Care este în acest caz răul mai mic? Să condamn la moarte această bestie? Sau să condamn la moarte zeci sute de copii de suflete nevinovate? Eu zic că trebuie să alegem răul mai mic. Să dăm un exemplu, să vadă toți nenorociții, să meargă, să se audă în munți și văi că cine îndrăznește să mai facă așa ceva, iată ce pățește. Tras în țeapă, să moară în chinuri groaznice. Să vedem, mai îndrăznește vreunul să facă așa ceva unui copil. Ăsta e al doilea caz în ultimul an. Dacă pe primul, pe ăla de anul trecut, îl trăgeau în țeapă, vă spun eu că ăsta al doilea nu mai făcea ce a făcut. Și salvam viața, iată, numai la un interval de mai puțin de un an a acestei fetițe. Dragii mei, acum vă spun, ca de obicei, la sfârșitul emisiunii, cu Dumnezeu înainte. La revedere!